Domnul a spus, e vremea poporul Domnului să împrumutăm rugăciuni. Știți cât timp de-o mai dat Domnul? Câteva luni. Până la jumătatea anului, Domnul ne urmărește și pe noi la Betel, și pe ceilalți din alte părți, și pe cei din Europa, și pe cei din România, și vrea să vadă ce facem. Care este atitudinea noastră? Suntem doar vorbe sau suntem și trăire? Și dacă suntem și vorbă și trăire, slăvit să fie Domnul. Atunci vom fi biruitori și când în a doua jumătate a anului se va întâmpla ce se va întâmpla, nu-i treaba noastră să știm vrem și sorace, dar Duhul Domnului adeverește și în Anglia și în Europa și în România și în America același lucru. Ceva se va întâmpla în a doua jumătate a anului. Chiar dacă stăm necredincioși, cum am stat de multe ori înainte de 2020, când Duhul Domnului repeta mereu și unii spuneau ce lucrări sunt astea. Duhul Domnului mereu spunea, vine vremea când se vor schimba legile peste noapte. Vine vremea când nu te vei putea aduna. Și am trăit 2020. Am trăit schimbări de legi. Nu ne-am putut aduna. Duhul Domnului nu este obligat să ne vestească pas cu pas. Dar noi suntem, din dragoste, trebuie să-L slujim pe Dumnezeu pas cu pas. Și atunci dacă noi îl slujim pe Dumnezeu pas cu pas, și Duhul Domnului ne călăuzește pas cu pas. Dar dacă noi căutăm să mergem în zigzag, să știți că vine vremea când fiecare vom culege roadele pe care le semănăm.